Se întâmplă o chestiune periculoasă pe internet și pe rețele de socializare în general, când oamenii fără pregătire medicală vorbesc și fac recomandări despre hormoni. Dacă până acum ceva vreme toată lumea era pricepută la nutriție, stil de viață și slăbire, acum observ că duc lucrurile și mai departe discută despre chestiuni medicale. Apropo, știați că dacă se administrează prea multă insulină unei persoane, moare? Că rezistența la insulină este primul stadiu de diabet, adică boli, da. Acea boală invalidantă din care se moare, orbește, se taie picioare și se ajunge la dializă. Dragii mei, hormonii sunt substanțe secretate în cantități mici de obicei și care se leagă de un anumit organ și în urma interacțiunii organul respectiv execută un anumit lucru. Spre exemplu, insulina, un hormon secretat de pancreas care, dacă ajunge la mușchi, le transmite acestora să capteze din glucoză. Dacă ajunge la ficat, poate să transforme glucoza în grăsime. Hormonii tiroideni pot face ca inima să bată mai repede, să te îngrași, să-ți fie prea cald sau prea frig. Cortizolul și adrenalina, la fel. Palpitații, crește tensiunea arterială, anxietate, creștere în greutate, retenție de apă. Reglarea secreției și funcției hormonilor este complexă. Unii au o secreție dependentă de ritmul circadian, cum este cortizolul și melatonina, indiferent de ce mănâncă o persoană. Fie că mănânci sau bei cafea, cortizolul crește oricum dimineața, cu melatonina este gândită să se elibereze după apus. Alți hormoni au secreții și fluctuații lunare, cum sunt hormonii sexuali și care se pierd aproape complet la menopauză, din nou, indiferent de ce mănâncă o femeie. Producția și reglarea hormonilor pornește din creier printr-o axă numită hipotalamo-hipofizară, prin care se controlează restul organelor. Gestionarea sau reglarea hormonilor nu ar trebui să ajungă pe mâinile unei persoane fără pregătire și răspundere medicală, deoarece prea puțin sau prea mulți hormoni înseamnă o formă de boală, fie că se cheamă hipotiroidie, diabet, obezitate, infertilitate sau menopauză.